Dani are 26 de ani și adoră să se comporte ca un câine. Totul a început când era un copil și a găsit în acest joc un refugiu. Rapid a ajuns să fie un stil de viață. Danny și Jack formează un cuplu atipic. Dinamica perechilor este una bizară. Femeia se comportă ca un câine de dimineața până seara, în timp ce iubitul ei o îngrijește. Danny se comportă ca un câine și iubește să mârie. Aceasta se plimbă de bunăvoie în patru labe, latră, mârie, scoate limba și salivează. Tânăra de 26 de ani nu se oprește aici, căci consumă mâncare pentru câini și bea apă direct dintr-un bol. Încă de la începutul relației lor, Danny l-a încurajat pe iubit să o privească ca pe un câine. A fost surprinsă când el a acceptat. Atunci a știut că e bărbatul pe care îl vrea alături. Mi-a cerut să o numesc câine și mi s-a părut drăguț, spune Jack. Ce iubesc la a fi câine este că mă joc, sunt îngrijită. Primim o mulțime de comentarii răutăcioase. Când eram un copil, am avut anxietate cronică și atacuri de panică. Joaca de-a câinele este o tactică pe care o folosesc când am o zi stresată. Pot să vin acasă și să mă pierd pe mine în rolul de câine și el să aibă grijă de mine, a declarat Danny. Iubitul ei susține că nu a mai întâlnit pe nimeni care să se comporte ca un câine. Ea este prima. Mă face fericit și mă face să o văd pe ea jucăușă. Este o experiență grozavă. Lui Danny cel mai mult la a fi câine îi place să se îmbrace. Are o mulțime de zgarde și curele, precum și cozi sau urechi. De asemenea, are o colecție impresionantă și de jucării. În social media, Danny se afișează tot ca un câine. Pe contul de TikTok își afișează rutinele și poartă mai multe accesorii decât în interviul pentru Love Don't Judge. În mediul online, comentariile sunt diverse. Deși multora li se pare drăguță, sunt mulți care o trimit să vadă un specialist, relatează Antena 1.ro.